Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod de Survival Games. Băieți, credeți-mă, am făcut de atâta ori intro-ul ăsta astăzi încât am șters folderul de filmări. Efectiv, dacă erau vreo filmare care trebuia mai târziu, nu m-a mai interesat, am șters folderul de filmări. Ok, trebuie să reușim să facem ceva. Episodul ăsta, am luat asta. Mori, unul moare și tu ai fost alesul, fiule. Fiule, acceptă-ți soarta, trebuie să îmi mori. Eu am murit vreo 5 arene astăzi sau 6, ceva în genul, nici nu știu. Pe că e mai multe, de fapt, dar nu contează, tu o să mori acum! Prietene, oricum te-ai dus, gata, nu te mai las! Nu te mai las, mi-o răs viața! You need to become mine! Asta chiar nu înțelege, nu? Asta chiar nu înțelege că îi dau target toată harta, pentru că mi-o răs viața. Asta chiar nu înțelege. Bă, toată harta ți-o dau, bă, deci nu te las! Nu te las să moară brabeții, deci până rămânem fără hangar amândoi. Te-mi papuci, n-ai auzit că până nu rămâne noi fără hangar, nu te las? Deci atunci nu te lăsam, oricum stai aici. Ce mai termina copil din nou pentru Hello că... Hello there! Doamne Dumnezeule, ai grijă de mine, doamne! Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, te rog, dă-i un trăznetul ăsta să-i pice pisiul și să mă lase în pace că-mi pierd episodul a 70-a oară pe ziua de azi. Nu am nimic! Îs mai gol ca... Sunt gol pușcă! Chiar n-am nimic pe mine, nici un pic de armură! Măcar de leather! Și mai că te-ai mai îmbrăcată ca mine! Aha, mami, fam jokes. Funny mom jokes, ok. Realizez că băiatul ăsta să mă targete toată harta, realizez că o să spar monitorul, realizez că o să o spar pe băiatul... Sau... ești eroul meu ăla cu F, cum îl cheamă? Fadei, ești eroul meu, deci dacă te uiți la episodul ăsta să fac promovare, nici nu știu ce să fac. Ok, asta sună greșit, dar ok, understandable, I'm happy, lăsați-mă pace. Că-mi dat în conjurul hărții la cât m-am alergat cu ăla. Dacă nu îl dau eu, stați liniștiți. Eu m-am întrebat dacă îmi chise să puțiunile astea, da, e de cât avem. Mă gândeam eu. Mr. Pickles. Oh, dar unde e Mr. Pickles? Oh, e probabil plecat de acasă, nu știu. Zice și la cățeluși, adică ce pui mei? Căței normal stau în casă, în parc, doamne, în casă nu se duc și în parc să vadă ce fac cățelușele din parc. Că deja, cred că aberez, nu mai e. Adică sunt puțin traumatizat cu parcul ăsta, am niște amintiri neplăcute. Mă scuzați. Mami? Aaaa! Nu cred. Vă realizați că dacă mâncam puțin mai mult căcat pe ziua de astăzi, efectiv puteam să-i bat pe amândoi și să câștig arena? Aia, băieți, cam atât și cu acest videoclip. Nu mai pot, ce de SEI cu sigur ăsta, sunt ultimul copil paralizat la jocul ăsta și, da, trebuie să postez și eu ceva acum, că pe canalul ăla nu mă s-a mai postat de 2 zile, zic și eu. Deci, bine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați acel butonaj de like, să ne acolo foarte, foarte multe like-uri. Eu vă zic și v-am pupat, ceau! Close your eyes, shut your mouth, dream a dream and get us out. Dream, 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 dream. Hit the headache, fast asleep, dream a dream and little dream.